No, salutare tuturor! Hai, dați că e o zi mare astăzi. Vine ziua testului. Facem astăzi testul la Mini Bentley. Bă, am venit cu el aici la parcare sus, că eu atâta vă zic că ăsta e extrem de periculos pe drumuri. Așa că să nu vă așteptați să-i dau nu știu ce viteză și să fac cine știe ce, că gravă treaba cu el. Bă, de unde a ieșit atac cuplul din motorul ăsta, eu nu știu, dar efectiv dă să ridice într-o roată, adică îmi dau roți. Deci e un cuplu extrem de grav. Bă, și micuț, na, efectiv, și greu de controlat. Asta e mai mult așa de show, de distracție. Nu se face cine știe ce cu el. Înghețat acum avământul de numai. Bă, eu, oricum, nici nu mă gândeam să... Adică nici nu mă gândeam că o să fie cine știe ce performanță din el. Asta e așa, la distracție, la mișto. Bă, de mers mare, de pornea și ușor. Dar deja am avut niște probleme. Vibrează extrem de tare. Și pe drum mi-a picat toba. Asta e una, mi-a sărit capacul de la benzină. Asta e doi. Toba nici n-am mai putut să iau, că a fost extrem de fierbinte. Am lăsat-o acolo mai jos pe drum să se răcească. Păi când mă duc acasă eu, dacă mai ajung eu acasă cu ăsta. Am uitat acum aici sus, că e înghețat și pământul, nu-i noroi. Parcă nu-l aș umplea de noroi, că e prea fain. No, și ce să vă mai zic eu vouă, dacă sunteți noi și vedeți specimenul ăsta pentru prima dată, găsiți acolo clipurile mai vechi. Dacă vrei să vezi cum a început toată povestea, și cum am ajuns aici. Bă, oricum, eu m-am zis că sunt foarte mulțumit de ce a ieșit. E chiar ca lumea. Ce să vă mai zic? Bă, merg și luminile. Pornesc fain de la buton. Să văd super fain, așa seara. Bine că nu văd ele cât să luminează drumul sau din astea, dar așa de formă. Ca lumea. Am lăsat un LED aici albastru în bord. Da, bă, și cam atâta cu povestea. Hai, dați că iau GoPro. Vă arăt și vă cum mere. O să pun un pic și telefon așa cum suport să-l filmez din afară. Și cam asta o să fie. Hai, dați că ne punem pe treabă. No, bă, haideți cum am echipat și eu. Să ne urcăm pe el, să vedem ce poate. Bă, destul de ușor te urci, așa în el. Deci chiar ușor. Nu mă gândeam că o să iasă chiar așa de bine în sensul ăsta. Dăm run. Pornire. Bă, sună tare, nu știu cum o să audă vocea mea pe video, dar mai ales că mi-am pierdut și mine evacuarea. Nu o să mă duc foarte departe, că ăsta nu e un vehicul așa de făcut kilometri tare mulți, dar e ca lumea.
te poți distra fain cu el. Hop. Deci are un cuplu, mă, incredibil. Nu știu cum poate să iasă atâta cuplu. Doar acum, din păcate, benzina cantă și pe afară. Ne-am pierdut topul. Ah. Dai ca lumea, îmi place. Mai ating plasticele de roți. Vibrațiile sunt foarte mari, ce-i drept. Sigur o să se mai desfacă din șurube. Dar deci ce cuplu are inul, efectiv inul să chinuie motorul. Foarte ușor să pierzi controlul, că e mic volanul, nu? Și așa și jos. Hai ca lumea. E capul meu. Nu știu ce viteză prinde, dar cuplul e monstruos. Bă, dacă scăi prin zonă, am ambelit-o, că cu ăsta nu știu dacă pot să fac. Eu sper să nu fie, hai cu eu ia pe aici. Bă, urci cu ăsta, deci efectiv e crawler din ăla. Io. Genial, ce să mai... A, și că încălzire la picioare. Gazele din motor fix pe ptișoare mi se duc. Deci, toate condițiile. Prea genial vehiculul ăsta. Bă, că ăsta-i fain așa la viteză mică. Hai că nu mă duc așa, că poate mă urc pe cea morminte, dar... Se ridică într-o roată să-mi bat piciorul. Face fața. Hai că nu mai vrea. S-a oprit și motorul. Am chinuit un pic. Își verifici direct motorul dacă e fierbinte. E un pic cam fierbinte în cazul meu. Am un aerul foarte rece afară. Deci răcirea e bună. Ceva, că ăsta e greu și de împins. E ca lumea, oricum. Eu sunt foarte mulțumit de ce a ieșit. Hai că de distrez așa la viteză mică. Hai să urcă la pași până mă dau peste cap. Bă, de ce? Nu e destul de capabil așa. Foarte interesant cum are. Adios! Hai, că merge aici, copii!
de urgență. Oh, deci am obosit. E destul de fierbinte motorul, dar mai poți ține mâna pe ea. Nu, la viteză mică n-ai. Ia, mă iau unde-s oile. N-am băgat miaș. La viteză mică n-ai răcire așa de bună. Asta e adevărul, nu? Hai că mă duc un pic mai jos, mă, că aici nu mă... Îmi place că odată fuge iar un câine de la oi și îmi strică iar atâta treaba. Bine că am scăpat de gibolul ăla, că fel mare era. Nu știu dacă l-am prins pe video. Era că doi câini. Asfaltul ăla că e periculos. Acum mă duc că oricum n-a ce face, trebuie să mă duc un pic, da? Oare unde mi-am pierdut toba? Mă mir că rezistă capacul ăsta improvizat. Deci efectiv am legat cu iarbă, că n-am avut cu ce. Oh, da. Treaba bună. Bine, s-a răcit. S-a răcit, bag în rucsac. Am fost prinsă numai cu un șurub aici. Probabil n-am strâns destul. S-a desfăcut. Benzină se vede că curge, că nu ține prostia de folie găsită pe jos. Bine că am găsit-o și aia, că măcar ține cât de cât. Trebuie să mă duc acasă să fac un capac. Poate încă să scapă cu pe drum. A fost bun, că aveam și un furtun băgat în el. No! No, bă, hai dați că... Cred că cam atât o să fie pentru acest video. E și dolău la mare acolo sus, nu mai pot duce. Acolo-s voi. Plus că pierde și benzină pe aici. I-am pierdut și toba. Bă, da, deci cadrul văd că rezistă. Nu văd nicio ruptură pe la sudur sau din astea. Șurube lipsă încă nu observ. Deci asta e bine. Antigel e ok, adică motorul nostru s-a înșerbundat un pic, dar nu e nimic de speriat. Oricum am mers un pic cu el, că m-am tot învârtit roată. Așa pentru mai multe videoclipuri acolo, deci e normal să se încălzească. Pot să-i pun și o termocuplă, așa pe viitor. Aia ce avea, v-am zis că era prea mare și prea urâtă. Ar trebui ceva un pic mai micuț. Bă, dar așa în principiu tăte-s bune. Arată bine, mere bine. Și deci cam atât să fie pentru acest video. O să un video scurt, dar o să mai vedeți oricum proiectul ăsta. Eu sunt fericit că nu l-am umplut de noroi, că a fost înghețat. Așa pe zăpadă e fain. Sigur că e fain pe zăpadă. Așa pe un drum mai din ăsta mai retras. Dar niște drifturi. Da, și cam atât să fie pentru moment. Nu uitați să dați un subscribe, un coment, un like. Chiar să dați un follow și pe Insta. Și până data viitoare. Eu vă doresc numai bine.